Vai de cei ce doresc ziua Domnului! Ce așteptați voi de la ziua Domnului? Astăzi vom răspunde din perspectiva lui Ezechiel la această întrebare a Domnului în cadrul seriei noastre despre ziua Domnului. Ziua Domnului, același ipsos reprobabil. Textele de bază le găsim în Ezechiel, capitolul 13, versetele 5 și versetul 10. Versetul 5. Voi nu v-ați suit înaintea spărturilor, N-ați înconjurat cu un zid casa lui Israel ca să rămâneți tari în luptă în ziua Domnului. Și versetul 10. Poporul meu zidește un zid și ei îl tencuiesc cu ipsos, ei fiind conducători. De fapt, întregul capitol 13 din cartea profetului Ezechiel este un capitol adresat conducătorilor și vom insista pe el de-a lungul acestei prezentări. Ce este interesant din aceste două versete pe care le-am ales este tensiunea între ceea ce așteaptă Domnul și ceea ce oferă poporul și conducătorii pe de -o parte. În ambele texte este vorba despre un zid și Domnul spune conducătorilor că ei nu s-au suit înaintea spărturilor, că nu au dres Zidurile, dregătorii de ziduri, și că n-au înconjurat cu un zid casa lui Israel, ca să rămână tari în luptă în ziua Domnului. Pe de cealaltă parte, poporul vine și spune: Ba da, Doamne, am zidit un zid. Și nu numai că este un zid mare și frumos, și care credem că este zidul care ne protejează, dar pe deasupra este și tencuit. Și noi spunem că este tencuit, numai că este tencuit cu același ipsos reprobabil. De ce spunem noi că aici este vorba despre? același ipsos reprobabil și care este zidul la care face Domnul referire ca fiind zidul cu care ar fi trebuit să fim pregătiți și pentru a sta tari în ziua Domnului. Pentru că zidul acesta este zidul care trebuie este construit. Un alt zid există, eu îl numesc un zid al rușinii și pe deasupra este tencuit și cu un ipsos reprobabil. Echipa de lucru de pe șantierul uh, care construiește acest zid uh, al poporului este formată din câteva nivele pe care le găsesc pe pagina Scripturii dar cel mai bine mi le explică profetul Eremia. Acolo el vorbește despre proroci, preoți și popor. Adică prorocii în echipa asta de lucru care lucrează la zidul poporului, nu la zidul Domnului, sunt de fapt teologii. Care stabilesc doctrina și care aleg conceptele care trebuie să însumeze gândirea unei biserici. După ce aceștia organizează doctrina, după aceea vin păstorii care le implementează în jurul poporului și în rândul poporului, iar poporului îi place. Adică, am putea să spunem noi că teologii prorocesc minciuni, păstorii stăpânesc cu ajutorul lor, iar poporului îi plac aceste lucruri. Acesta este tensiunea extraordinară pe care ar trebui să o vedem între aceste ziduri, zidul Domnului și zidul poporului tencuit cu același ipsos reprobabil. Ar trebui să înțelegem că trăim vremuri solemne și ar trebui să ne dăm seama că noi ca și poporul lui Dumnezeu, poporul Advent, poporul lui Dumnezeu din vremea sfârșitului, suntem chemați la o experiență unică în istoria mântuirii. Suntem chemați la acea experiență când mireasa lui Hristos va deveni templu. Gândiți-vă la acest privilegiu extraordinar. Suntem chemați la momentul când legământul cel veșnic va fi împlinit cu noi. Și în sfârșit vom deveni ceea ce spune Petru în Efeseni capitolul 2, o locuință a lui Dumnezeu prin Duhul. Dar poate că încă o dată este nevoie să repetăm ceea ce am spus de nenumărate ori, întrebându-ne oare de ce este nevoie ca și popor pentru realizarea unei asemenea lucrări. Cum de am construit un zid, l-am și tencuit cu Ipsos și totuși Domnul să spune că voi nu ați făcut zidul pe care vi l-am spus eu să-l construiți ca să stați stare în ziua Domnului. Și eu spun că poporul acesta, poporul Advent, pentru ca să trăiască realizarea acestei extraordinare experiențe în care să devenim o locuință a lui Dumnezeu prin Duhul, are nevoie să audă două genuri de mesaje, încorporate într-o singură solie. Două genuri de mesaje, două chemări distincte, capabile să producă redeșteptarea atât de mult visată, ca să fim și noi înconjurați de zidul de protecție a Domnului. Pe de o parte, această componentă a soliei, în această componentă a soliei, Domnul ne somează pe noi să recunoaștem nelegirile și depărtarea și despărțirea și orbirea pe care cineva va trebui să le strige în gura mare. Că tot vorbim despre cartea lui Ezechiel, cartea de temelie din cadrul prezentării noastre de astăzi. Ezechiel în capitolul 13 și începe așa cuvântarea către conducători. Deci o primă porțiune a soliei noastre are partea aceasta a nelegiuirii, a distrugerii, a orbirii, a felului în care conducătorii totdeauna s-au pus între Dumnezeu și solie. Fiul omului prorocește împotriva prorocilor lui Israel, care prorocesc și spune celor ce prorocesc după gustul inimii lor, ascultați cuvântul Domnului. Așa vorbește Domnul Dumnezeu. Vai de prorocii fără minte care umblă după Duhul lor și nu văd nimic. Prorocii tăi, Izraele, sunt ca niște șacali în mijlocul dărămăturilor. Voi nu v-ați uit înaintea spărturilor. N-ați înconjurat cu un zid casa lui Israel ca să rămâne stare în luptă în ziua Domnului. Vedenile lor sunt înșelătoare și prorociile lor mincinoase. Ei zic, așa vorbește Domnul, măcar că Domnul nu i-a trimis și fac pe oameni să tragă nădejde că se va împlini cuvântul lor. Nu sunt înșelătoare vedenile pe care le aveți și nu sunt mincinoase prorociile pe care le rostiți. Voi ziceți, așa vorbește Domnul, în timp ce eu n-am vorbit. De aceea așa vorbește Domnul Dumnezeu, pentru că spuneți lucruri înșelătoare și vedenile voastre sunt miciuni. Iată, am necaz pe voi, zice Domnul Dumnezeu. Mâna mea va fi împotriva prorocilor, ale căror vedenii sunt înșelătoare și ale căror prorocii sunt mincinoase. Ei nu vor rămâne în adunarea poporului meu, nu vor fi scriși în cartea casei lui Israel, nici nu vor intra în țara lui Israel. Și veți ști că eu sunt Domnul Dumnezeu. Pe de o parte, avem recunoașterea nelegiuirilor. Avem uh, responsabilitatea pe care îngerul bisericii, conducătorii, prorocii, păstorii trebuie să-și o recunoască, în ceea ce înseamnă construcția unui alt zid cu totul diferit de ceea ce Domnul le-a spus că va fi zidul care îi va proteja. O componentă a acestei soli. În același timp, în solia aceasta vine și o altă componentă care în aceeași măsură reprezintă un glas puternic din partea Domnului pe care solul lui Dumnezeu trebuie să-l prezintă. Vestea bună despre vindecare, veste bună despre caracterul lui Dumnezeu. Ascultați! De aceea voi sfinți numele meu cel mare care a fost pângărit printre neamuri pe care l-ați pângărit în mijlocul lor. Și neamurile vor cunoaște că eu sunt Domnul, zice Domnul Dumnezeu, când voi fi sfințit în voi sub ochii lor, căci vă voi scoate dintre neamuri. Vă voi strânge din toate țările și vă voi aduce iarăși în țara voastră. Vă voi stropi cu apă curată și veți fi curățiți. Vă voi curăța de toate spurcăciunile voastre și de toți idolii voștri. Vă voi da o inimă nouă și voi pune în voi un duh nou. Voi scoate din trupul vostru inima de piatră și vă voi da o inimă de carne. Voi pune Duhul meu în voi și vă voi face să urmați poruncile mele și să păziți și să împliniți legile mele. Veți locui în țara pe care am dat-o părinților voștri. Voi veți fi poporul meu și eu voi fi Dumnezeul vostru. Vă voi izbăvi de toate necurățiile voastre. Dar eu vă întreb, oare cum poți solii lui Dumnezeu de astăzi să-și îndeplinească misiunea aceasta oferită de Dumnezeu, ducând o solie cu două componente atât de diferite? Exprimarea nelegiuirilor și în partea cealaltă, componenta în care se vorbește de vindecare și de prezentarea slavei caracterului lui Dumnezeu. În plus, ambele subiecte sunt greu de tolerat în biserica noastră care este hipersensibilă la măstrările din partea Domnului. Că este pe partea aceasta a nelegiuirilor sau că este pe partea aceasta a caracterului neprihănirii, a slavei caracterului lui Dumnezeu, a guvernării și a principiilor sale universale. Eu vă întreb, ce fel de solie poate câștiga inima Miresei lui Isus Hristos fără ca să alieneze o mare parte din grupul poporului Advent? Cum ar trebui să arate sau să vorbească mesagerul care strigă în gura mare? Despre nelegiurile poporului lui Dumnezeu pe de o parte, iar apoi pretinde că el aduce Ierusalimului singura veste bună la singular. Deși subiectul ei este o altă descoperire a lui Dumnezeu și a caracterului său și a, a, a ceea ce este el. Neprihănirea lui Hristos, care este nepopulară, care este nedorită și care la ora actuală este văzută ca fiind o erezie în poporul lui Dumnezeu. Și eu spun că oricât de ingrată ar părea o asemenea misiune, Biserica Rămășiței are nevoie disperată de solia Îngerului treilea, care încorporează în ea raze de lumină prețioase, soarele neprihănirii. Cu privire la natura păcatului, cu privire la caracterul lui Dumnezeu, așa cum este el prezentat în neprihănirea lui Hristos, are nevoie de raze de lumină cu privire la părtășia de natură divină. Ce să mai spun despre Marea Zia Ispășirii pentru cei vii? Ce să mai spun despre nunta mielului? Ce să mai spun despre scopul etern al lui Dumnezeu? Acesta este, fraților, zidul Domnului pe care conducătorii și îngerul bisericii ar fi trebuit să-l construiască pentru ca Israelul să rămână tare în ziua Domnului. Acesta este zidul de protecție, nu zidul construit de către popor, și te cu același ipsos reprobabil. Doar aceste componente, doar aceste raze de lumină, mănâncul acesta de raze de lumină care amplifică solia îngerului al treilea care își va da mâna cu îngerul al patrulea sunt singurele pietre, pietre de temelie care zidesc zidul Domnului și nici într-un caz, nici într-un caz zidul construit de popor, așa cum spune versetul, și care este tencuit de conducătorii noștri cu același ipsos reprobabil. Eu mă uit în structura și în zbaterea bisericii la odiceea și observ cum prorocii la odiceii lucrează de zor pe, pe, pe șantierul bisericii și mai ales la acest zid construit de către popor și văd cum își pun toate cunoștințele lor în general, pe baza pregătirii pe care o au. Educație, cultură, efortul omenesc și voință. Astea sunt elementele care le dă un avânt extraordinar, mai ales că au popularitate, sunt susținuți și ajutați și apreciați de către popor. Care sunt consecințele unei astfel de lucrări împotrivitoare și de opoziție față de ceea ce Domnul spune că este zidul lui? Consecințele sunt împiedicarea finalizării marii controverse. Și eu spun că poporul care a zidit acest zid, care este un zid al rușinii, are nevoie în timpul acesta să-i se spargă timpanele, să-i țiuie urechele cu aceste componente ale adevărului prezent. Are nevoie... Să, 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 să înțeleagă și să asculte. și știu, știu, nu este plăcut, nu este ușor, dar este vital să ascultați așa ceva. Că altfel poporul acesta, poporul advent din care fac parte, poporul Marei Strigări, continuă, din câte văd eu, să îngroașe rândurile în bezna aceea, aceasta care se face cu privire la subiecte pe cum Marea Zia pentru cei vii subiecte precum um, nunta lui care la ora actuală este prezentată de pastorii noștri ca fiind o experiență mistică. Întoarcerea Duhului Sfânt în templul inimii care este văzută ca panteism. Subiecte precum caracterul lui Dumnezeu și caracterul nonviolent al guvernării divine. Iar la nunta iar la natura păcatului, ce să vă mai spun, este și mai grav. Pentru că aceasta este una din cele mai importante definiții și concepte la care poporul lui Dumnezeu ar nevoie să deschidă ochi. Nu mai gândiți-vă puțin vis-a-vis -vis de această lumină care ar fi trebuit să ne lumineze cu privire la natura păcatului, că la ora actuală poporul Advent îl acuză pe Dumnezeu că va arunca în moartea a doua pe toți acei care au ales altfel decât a hotărât el. Nici și măcar nu se înțelege că marea controversă, fraților, s-a iscat și s-a întins pe șase milenii deoarece Universul a fost otrovit cu, cu minciuna aceasta aruncată de Lucifer că scopul etern al lui Dumnezeu reprezintă un sistem de control și de stopare către evoluția normală către divinitate, transformându-l pe Dumnezeu într-un proprietar de sclave. Asta le-a spus Lucifer la început, că sunt niște sclavi netrepnici. La ora actuală, marea majoritate a poporului lui Dumnezeu, conștiința la Odicei este otrăvită aproape în întregime la acest subiect al naturii păcatului și al caracterului lui Dumnezeu. Și știu că antidotul acestui virus, care produce, produce prin prezentarea acestui Soli chinuri fizice, zbuci un sufletesc. Sunt oameni care spun, după ce prezint, după ce ascult materialele acestea și ne trezim din somnul de moarte al la odiceii, pur și simplu nu dor noaptea. Am un zbuci, un sufletesc, pentru că îmi dau seama că am întrăit în întuneric și nu mi-am dat seama până acum. Mi-am dat seama că am trăit și am pus umărul la acest zid și au venit conducătorii și pastorii noștri și au pus ipsos și au făcut forme și l-au făcut atrăgător și mie mi s-a părut că într-adevăr este o chestiune de artă și de tehnică și asta ne cere nouă Domnului. De parcă de înfrumusățeri din acestea. Că nouă ni se spune că să fim dregători de ziduri, noi am venit cu ipsos, noi am venit cu partea finală, cu chestiuni așa micuci în care trebuie să mai tragem o linie aici, să mai punem o formă acolo, să mai punem o floare acolo. Cam asta este tot. Ce fel de mesaj? O solie care să aibă două componente, pe de o parte exprimarea nelegirii, și pe de o parte exprimarea vindecării. Și eu zic, vai de solii și de mesagerii care vor îndrăzni să-i tulbure uh, somnul Bisericii la Odiceea. Niciodată n-a fost ușor să fii un sol al lui Dumnezeu, să fii un profet al lui Dumnezeu. Chiar și despre cel care vorbim astăzi. Gândiți-vă puțin, haideți să facem o mică paranteză și să ne dăm seama la cât de greu a fost în trecut ca să fie un profet care să exprime o solie cu două componente atât de diferite. Să vorbească despre nelegiurile poporului și în același timp să ofere și solia aceasta. Cât de uh, mulți oameni din poporul lui Dumnezeu de-a lungul timpului i-au ascultat și i-au respectat și i-au apreciat pe acești oameni. Câte din generațiile trecute au recunoscut rolul profetic al solilor trimiși de către Dumnezeu? De ce le-a fost atât de complicat? Bine, pe de o parte, dumneavoastră trebuie să realizați, ca și mine, că chiar întorcându-ne în mod serios în trecutul nostru, nu era chiar așa de ușor să recunoști profeții fals. Păi haideți să ne gândim. Să spunem că am fi trăit în timpul lui Ezechiel, al lui Isaia, al lui Ieremia, în orice, al lui Mica și a altor profeți. Cum ați fi recunoscut dumneavoastră că aceștia sunt profeții Domnului. Acum e ușor când noi mergem în retrospectivă și avem recunoștință pentru Isaia, pentru Eremia, pentru Ezechiel, Mica și alții. Dar eu vă întreb dacă ați fi trăit acolo. Cum știați dumneavoastră, cum știați dumneavoastră că acești proroci sunt proroci din partea Domnului cu o acreditare divină? Că vă închipuiți că nu aveau o banderolă la mână care se spune noi suntem al Domnului și ăștia sunt al lui Baal. Vă închipuiți că nu aveau legitimații speciale sau ecusoane mai luminate cu însemne divine speciale. Cum i-ați fi deosebit dumneavoastră de către prorocii fals? Și în plus, dacă ne uităm la structura mesajului lor, o să vedeți că ei, în ceea ce spuneau, nu se potrivea deloc cu ceea ce spunea doctrina construită și lustruită și tencuită cu același ipsos reprobabil de către prorocii din timpul acela. Ce ați fi făcut dacă ați fi văzut că sfaturile lor și că ceea ce vorbesc ei și învățăturile lor și solia lor intră în directă coliziune cu practica bisericii de atunci? Pentru că dacă te ocupi de doctrina și de teologii care prorocesc fals, cu siguranță că și practica bisericii are de suferit. Ce ați fi făcut dacă ați fi observat că ei? Atacau pietrele de hotar fraților ale vremurilor de atunci, ale adevărului prezent al generației lor. Oamenii veneau și spuneau că acești, acești sole, acești mesageri, acești profeți, proști de Dumnezeu, insultau pur și simplu pe cei mai inteligenți, pe cei mai mari, pe cei mai cunoscuți, pe savanții vremii de atunci. Și mare parte dintre ei spuneau că poporul a schimbat pe Dumnezeu cu bal, că se închină, la bal, în loc să se închine la Dumnezeu. Exemple practice. Luați-l pe Isaia. Ca să nu credeți că doar așa îmi imaginez o, 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 o astfel de, un astfel de trecut care n-a existat. Citiți-i cartea și o să observați din primele capitole că vine Isaia și strigă el la biserică și la popor că Dumnezeu nu dorește jerfe. că lui Dumnezeu este scârbă de rugăciuni, e scârbă de darurile de, de mâncare. Când Moise a spus clar, când Moise a spus clar că toate acestea le-a dat Dumnezeu și că e bine să le facă. Ce ați fi făcut în timpul acela? Cum ați fi făcut diferența unui astfel de mesaj și unui astfel de mesager? Cum, frate, să alegi între scriptură, între ceea ce spunea Tora și Moise și ceea ce spunea Z solul Domnului? Erau în total dezacord. Ezechiel, profetul pe care îl studiem astăzi. Uh, îi acuză pe cei mai spirituali, pe cei mai devotați, pe savanții uh, poporului lui Dumnezeu că temcuiesc cu ipsos zidul strâmb pe care îl ridică națiunea în timpul lui. Era complet irațional să stai să-l asculti și să-l urmezi pe Ezechiel. De Ieremia v-am spus că el este cel care prezintă acest carusel al nelegirii, această grupă de uh, șantier extraordinară la primul nivel uh, prorocii, apoi păstorii și bineînțeles aplauzile și aprobarea poporului lui Dumnezeu. Gândiți-vă că Iremia le spunea că uh, ei au respect doar la nivelul buzelor pentru templul Domnului. Gândiți-vă că Iremia le spunea că uh, uh, toată ziua vorbește despre templul Domnului și templul Domnului. Vă este de mirare că l-au aruncat în groapă? Asta a fost... Uh, reacția ce a venit cu o banderolă Ieremia și a spus eu sunt din partea Domnului gândiți-vă că erau afectate și, și doctrina și practica și tot ce se întâmpla erau cele mai grave acuzații pe de altă parte citiți-le mesajul și observați că există și componenta aceasta de vindecare și componenta aceasta de veste bună dar cum să încorporez în mesajul acesta două elemente atât de contrastante observați că toți prorocii aveau același aceeași solie care cuprindea cele două componente extraordinare. Ieremia spune că uh, totdeauna a avut probleme. Trebuie să, to să strige totdeauna silnicie și apăsare. Cuvântul Domnului spunea că i-a ducea batjocură toată ziua. Asta era situația. Mica, că am vorbit și despre el. Erați acolo printre oameni. Ce ați făcut în locul lui Ahab, de exemplu? Nu ați fost printre oamenii simpli. Ați fost un conducător. Ați fost un împărat. Și ați fi stat pe scaunul de domnie al Domneavoastră și 400 de teologi vorbeau din partea Domnului. Cum? Nu, oricum. În unanimitate, deci nu era nicio vo voce dizidentă, solia lor era una pozitivă și bună și sănătoasă și optimistă și echilibrată și, aș spune eu, și normală pe deasupra. Ei proroceau de bine, mă, fraților. Pace și pace. Și în asta ați fi ahab. În contrast, vine mica. Teologia lui mica. Care... Haideți să, fim, să recunoaștem, el la polul opus. Este și sectară, este și schizofrenică, este și negativ, este de rău, este într-adevăr, așa cum a spus regele, că Ahab a spus asta, tu îmi proces nu de rău. Da, nu era ușor să fii un profet a unui Dumnezeu care prorocește de rău atunci, dar astăzi. Dar astăzi pentru prorocii la Odicei, dar astăzi pentru conducătorii care vor să asculte numai de bine. Dar astăzi când zidul e frumos, mă frate, e plăcut, am ajuns la chestiuni de detaliu cu Ipsos, cu treburi de genul acesta, avem doctrină, avem ani de zile, am primit solia, cu ce veniți voi, mă? Cu ce veniți voi să spuneți că, că a, 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 doctrina noastră nu este curată, dar spune Scriptura? Cu ce veniți voi cu lumina caracterului slavei lui Hristos? Cu ce veniți voi cu solia neprihănirii lui Hristos? Ce e asta? Am primit-o, mă frate. Și eu vă spun că așa a fost. Și așa va fi până la sfârșit. În semnele solilor lui Dumnezeu care vor merge pe aceeași cale, dureroasă, în a prezenta o astfel de solie, totdeauna va fi primită cu aceeași reacție. Și atât vreme cât uh, mireasa noastră se copilărește cu tot felul de jocuri, de a patria cerească, mergem în împărăția lui Dumnezeu, uh, eu vă spun că totdeauna solii lui Dumnezeu vor striga silnicie și apăsare cum spunea Iremia, silnicie și apăsare. Ești sărac, nenorocit, orb și gol. Ne-am întors către Egipt. Strigătul celor mai mulți din poporul nostru va fi bal. Hristos ar fi fost răstignit în persoana solilor săi. O, vom mai sta mult timp aici pentru lipsa noastră, de pentru insubordonarea noastră. Și mesajul lor va fi cu siguranță catalogat și categorisit ca fiind și, și, negativist și izolaționist și sectar și îngust și fanatic și ignorant și eretic și tot ce vreți dumneavoastră. Toate acele trăsături care cu siguranță îi voi face pe frații din Biserica Adventistă să spună da, acesta este cu adevărat solul lui Dumnezeu și solia Domnului. Solul lăsăm deoparte că e doar un poștar. Dar solia, mesajul, vindecare. Cine să fie atras de așa ceva? Chiar îmi amintesc un, un mare savant de-al nostru din, din, patria română că spunea păcătoșii normal nu se simt atrași de un asemenea grup de, de oameni. De asemenea sol și de asemenea solie. Și eu cred că așa este. Indiferent de ce grup ar fi vorba să fie. Cred, fraților, că această situație este expusă perfect de către Ezechiel, care spuneam că el continuă să se adreseze teologilor lui Israel, prorocilor și păstorilor, conducătorilor, îngerilor bisericii. Eu vorbesc despre ei, dar de fapt vorbesc despre noi. În aceeași cartea sa, de acolo, de unde am extras primele versete de bază pentru prezentarea noastră Ezechiel, capitolul 13, Domnul spune prin gura lui Ezechiel. Lucrurile acestea se vor întâmpla pentru că ei rătăcesc pe poporul meu zicând pace când nu este pace. Poporul meu zidește un zid și ei îl tencuiesc cu ipsos. De aceea spune celor ce îl acopăr cu ipsos că se va prăbuși. Va veni o ploaie cu vifor, pietrele de grindină vor cădea și se va dezlănțui furtuna. Iată, vi se prăbușește zidul și atunci vi se va zice, unde este ipsosul cu care l-ați tencuit? De aceea așa vorbește Domnul Dumnezeu. În urgia mea voi porni furtuna, în mânia mea va veni o ploaie cu vifor și vor cădea pietre de grindină ca să nimicească. Voi surpa zidul pe care l-ați tencuit cu ipsos, îl voi dobori la pământ și îi se vor dezgoli temeliile. Se va prăbuși și veți pieri în mijlocul dărămăturilor lui și veți ști că eu sunt Domnul îmi voi potoli astfel mânia împotriva zidului și împotriva celor ce l-au tencuit cu Ipsos și vă voi spune, nu mai este niciun zid și s-a isprăvit cu cei care l-au tencuit cu Ipsos, s-a isprăvit cu prorocii lui Israel care prorocesc asupra Ierusalimului și au vedenii de pace asupra lui, când nu este pace, zice Domnul Dumnezeu. Același ipsos reprobabil. Eu mă uit la prorocii, la odicei, care fac exact același lucru. Exact același lucru. Poporul nostru este absolut convins, în marea lui majoritate, că conducătorii noștri își fac datoria în mod conștiincios. Că se închină și că slujesc unui Dumnezeu autentic. Că au primit Solia, îndreptățirii prin credință, Solia 1888, cum spun ei. Iar teologii noștri vin frumos, acopere cu ipsos această construcție iluzorie, acest zid strâmb pe care Domnul l-a cerut, iar ei sunt absolut siguri că Domnul îi binecuvântează în eforturile lor misionare, în eforturile lor de a spori numărul bisericii și de a merge în continuare cu această stare de lucruri. Mă opresc și spun, fraților, a venit timpul să ne trezim la realitate. Biserica noastră are nevoie de marea zi a ispășirii pentru cei vii, de unirea omenescului cu divinul. Aceasta este lucrarea creatoare a Duhului Sfânt asupra inimii. E un privilegiu această solie care ne este primită, care ne este trimisă. La ora actuală, da, suntem iubiți, da, suntem apreciați, da, suntem în toate grupările acestea. Da, facem lucrare peste tot, da, invităm toate bisericile și toți membrii e, cunoscuți și mergem pe la universitățile lor și le spunem părinte și facem plecățuri înaintea lor pentru că acționăm și gândim ca lumea. Asta e realitatea. Eu vă spun că atunci când biserica va îndrăzni să facă pasul în nou legământ, adio cu aprecierea și aplauzele lumii. Ia mergeți dumneavoastră conducători și schimbați placa. Schimbați placa și spuneți-le, măi, am construit un zid reprobabil, am pus tencuială de ipsos. Nu aceasta este. Mergeți la colegii dumneavoastră din alte denominațiuni și spuneți-le, nu aceasta este solia. Solia este neprihănirea lui Hristos în legătură cu legea. Ia citați-o pe Ellen White. Ia spuneți că n-ați primit această solie. Ia spuneți că recunoașteți ceea ce spune martorul bisericii. Ia spuneți că soluția este nunta mielului. Ia spuneți că după 2300 de seri și dimineți Sfântul Locaș va fi curățit. Ia spuneți-le oamenilor despre Marea Zia Ispășirii pentru cei vii odată cu tot poporul. Ia spuneți-le colegilor dumneavoastră din lume că în Sfânta Sfintelor dincolo de perdea se produce unirea omenescului cu Divinul și încercați dumneavoastră și o să vedeți dacă mai sunteți apreciați și dacă mai sunteți iubiți și dacă prorocii prorocesc neadevărul și dacă păstorii le implementează și dacă poporului îi mai place așa ceva, dacă mai aveți slujbele dumneavoastră și dacă mai puteți să continuați în această direcție. Și Dumnezeul nostru nu doar că spun eu lucrurile acestea, că la ce lucru spun, dau un text biblic, la ce lucru spun, dau un, un, un pasaj din Spiritul Profetic care să confirme așa ceva. Și eu vă spun că avertizarea asta lui Ezechiel a fost dată prin Spiritul Profeției, ca să evităm scuzele din astea, scuze din astea copilărești, în Ezechiel, că în Ezechiel a fost vorba despre alții, așa cum facem cu Viziunea Tronului, așa cum facem cu Isaia, așa cum facem cu Ieremia, așa cum facem cu Scrierile 1888. Nu, fraților! Spiritul Profeției ne confirmă că toate astea au fost date pentru noi. Ascultați exact ceea ce v-am spus acum. Sunt plină de suferință când mă gândesc la starea noastră ca popor. Domnul nu a închis cerul pentru noi, ci drumul nostru de permanentă apostazie ne-a despărțit de Dumnezeu. Drumul nostru de permanentă apostazie ne-a despărțit de Dumnezeu mândrie, poftă și dragoste de lume au dominat în inimă fără teamă de alungare sau condamnare. Printre noi au avut loc păcate hidoase și nerușinate și totuși predomină opinia generală că biserica înflorește și că pacea și prosperitatea se găsesc în granițile ei. Biserica a întors spatele călăuzirii lui Hristos, liderul ei, și se îndreaptă cu hotărâre spre Egipt. Și totuși, puțin sunt alarmați sau uimiți de lipsa puterii spirituale din viața lor, îndoială și chiar necredință față de mărturiile Spiritului lui Dumnezeu, dospesc în comunitățile noastre de peste tot. Este așa cum a dorit Satana. Este așa cum au dorit predicatorii care predică Eu în locul lui Hristos. Mărturiile sunt necitite și neapreciate. Dumnezeu v-a vorbit. Lumina a strălucit din cuvântul său și din mărturii, și ambele au fost disprețuite și neglijate. Rezultatul se poate vedea în lipsa de puritate, devoțiune și credință fierbinte printre noi. Fiecare să-și întrebe propria inimă: Cum am căzut noi în această stare de slăbiciune spirituală și confuzie? Nu am adus chiar noi asupra noastră nemulțumirea lui Dumnezeu, deoarece acțiunile noastre nu corespund credinței noastre. Nu am căutat noi prietenia și aplauzile lumii în locul prezenței lui Hristos și a unei profunderi cunoaște a voii sale? Examinați-vă inimile, judecați singuri calea pe care ați mers. Analizați ce fel de asociați vă alegeți. Căutați voi compania celor înțelepți sau sunteți dispuși să alegeți asociațiilorle lumești, compania celor care nu se tem de Dumnezeu și nu ascultă de Evanghelie. E pentru noi. E pentru noi. E situația noastră. E zidul nostru cel strâmb și e tencuiala aceasta cu același ipsos reprobabil. Teologii noștri nu o să-i auzi niciodată că vor spune că am întors spatele liderului nostru și ne-am îndreptat cu hotărâre spre Egipt. Nici păstorii pe care aplaudați în fiecare sâmbătă. Ei încurajează poporul că iau un zid. Domnul le spune, nu este niciun zid. Ei spun, ba da, Doamne, avem un zid. Și ei vor merge în continuare să încurajeze poporul că biserica înflorește și că pacea și prosperitatea se găsesc în, 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 în granițele ei. Priviți cum în biserica noastră astăzi, prietenia și aplauzele lumii sunt cu totul mai de dorit decât prezența lui Hristos în mijlocul bisericii la Odiceea. Și astfel nu fac nimic altceva decât să te încuiască cu același zi. Ipsos, reprobabil, un zid care este crăpat, e putred, e strâmb și gata să cadă. Asta e realitatea. Și eu vă spun că dacă Sora White era plină de suferință, că în glasul ei puteți să citiți această suferință, bineînțeles că s-a potrivit acel mesaj pentru vremea ei, dar este și pentru vremea noastră, mai cu precădere pentru vremea noastră, dar eu vă spun dacă ea era plină de suferință pentru starea poporului nostru de peste de peste acum un secol în urmă, peste 100 de ani. Dumneavoastră vă imaginați ce disperare ar apuca o dacă ar veni în mijlocul bisericilor noastre, în mijlocul conferințelor noastre generale și în mijlocul dezbatelor și a felului în care ne amăgim și a felului și a asociațiilor și a asocierilor și a ecumenismului pe care le-am făcut în toate aceste lupte cu Sisif ca să găsim tot felul de punți denominațiale, denominaționale între noi și celelalte biserici surori? Ce s-ar întâmpla dacă ar veni Sora White între noi? Ce s-ar întâmpla cu ea dacă ar vedea că după 130 de ani încă mai suntem aici? Ce ar face Sora White dacă s-ar uita la noi și ar vedea că în continuare credința noastră e un, un șir de ritualuri din acestea, uh, 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 reci, cu, 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 cu o îndreptare către uh, vertiginoasă, către formele acestea rigide? Ce ar face? Ce ar face Sora White? Da, în partea cealaltă, în zidul acesta cu Ipsos frumos, avem acțiuni de binefaceri. Avem biserici, adevărate temple, fraților. Avem jerfe din astea. Bine, Isaia spunea că nu e nevoie de jerfele astea. Avem cor, avem programe, avem școli, avem educație, avem spitale. Avem jerfe din astea, viței îngrășați. Avem oameni de afaceri, avem organizații speciale care se ne ajută și care donează la fiecare pas, bate marea și uscatul și facem acest turism religios misionar. Și zicem noi că mai avem puțin și am completat lucrarea. Și dacă vine Domnul și spune, băi, ăsta zidul ăsta e putred, zidul ăsta crapă, zidul ăsta e strâmb, zidul ăsta e tencuit cu ipsos și e frumos, e atrăgător, dar nu vă uitați la el că vine o ploaie cu vifor și cade totul la pământ. O solie, un mesaj. Vai, ce așteptați voi de la Ziua Domnului? Că până acum, în seria noastră, am văzut că Ziua Domnului va fi întuneric și nu lumină. Că Ziua Domnului va fi mare și înfricoșată. Că în Ziua Domnului ar trebui să geme. Că în Ziua Domnului noi nu ne-am sculat să zidim Casa Domnului. Că în Ziua Domnului trăim această experiență în care. Dumnezeu spune că vor fi, nu va fi, nu va egaliza cu așteptările noastre și cu dorințele noastre. Ca să nu mai spun că pentru noi ziua Domnului este revenirea Domnului Hristos. Eu vă spun că uh, ziua Domnului prezintă cu totul și cu totul altceva. Altfel nu s-ar explica ce e, cu, ce e cu textele astea, ce facem cu toate capitolele astea, ce facem cu componenta aceasta a, a, a și a orbirii care există. Și o să spuneți, da, prea mult insistăm. Poftiți, luați dumneavoastră, scoateți dumneavoastră componenta exprimării nelegiuirii care există în, în soliile lui Dumnezeu și în soliile prorocilor Săi și rămâneți numai cu vestea bună. Orice ați face, nu putem să ajungem la starea aceasta doar dându-le o parte. Așa am făcut noi cu solia marturilor și Am spus că nu e pentru noi, fraților. Nu, la ce e creștinismul și Biserica Adventistă care ține sabatul, dar nu, toată lumea, e inima ta personală. Dacă nu-L lași pe Hristos să intre astăzi în inima ta. Of, Ipsos! Am avut un uh, coleg de clasă al călui tată se ocupa cu un atelier din acesta de uh, Ipsoserie, probabil că așa se cheamă, și l-am vizitat și erau tot o felul de forme și a existat o vreme când în România, Toată lumea își punea în apartamentele lor forme din acestea. Acum nu se mai folosesc, dar era o atracție și numai oamenii mai cu bani puteau să își aranjeze tot felul de brizbizuri prin casă, care să, să le facă apartamentul mai confortabil, mai plăcut și mai de dorit. Și mă gândesc că exact aceleași elemente, floricele, chestii, așa, se crapă în mână dacă îl tregi mai tare. Cu asta, fraților, ne umplem timpul suntem albi din cap până în picioare de praful acesta de la Ipsosul reprobabil și noi credem că aceasta este lucrarea și că zidul nostru e plăcut, e frumos, seamănă cu celelalte ziduri din Sfânta, dar Domnul spune: "Dar zidul meu, dar zidul meu, cum veți sta voi tare în ziua Domnului?" Cum vom sta noi tare în ziua Domnului? că pe de o parte Biserica Mondială recunoaște că n-a primit Duhul Sfânt, se pregătește de ani de zile să vină ploaia târzie, se pregătește de operațiunea ploaia globală și Domnul spune, da, o să vină o ploaie. Și o ploaie de primăvară, o ploaie de primăvară peste zidurile tencuite cu același ipsos reprobabil. O, o ploaie cu vifuri. O ploaie în care pietrele de gândină vor cădea ca să-l cităm pe Ezechiel și se va dezlănțui furtuna. Asta este realitatea zilelor noastre. Și eu vă spun că dacă nu deschidem ochii acum și nu lăsăm ca timpanele bisericii noastre să țiuie acum, atunci va fi prea târziu pentru a descoperi mântuirea care stă ascunsă în neprihănirea lui Hristos și în a participa la lui. Profetul Ezechiel are o percepție extraordinară pe care o dă Duhul lui Dumnezeu, așa trebuie să fie și solia noastră din timpul nostru. Observați că timpul lui este timpul nostru, că exprimarea nelegirilor lor sunt nelegirile noastre, că exprimarea zidului lor strâmb este exprimarea zidului nostru strâmb și crăpat, că exprimarea ipsusului lor reprobabil este exprimarea ipsusului nostru reprobabil, că expunerea a învățăturilor și a învățătorilor falși, a prorocilor falși, a conducătorilor falși, erau vremurile lui, dar sunt cu siguranță vremurile noastre. Uh, unul dintre cele mai cunoscute paragrafe din uh, din Ezechiel la un moment dat doar uh, refac așa imaginea uh, generală uh, este adresată bătrânilor casei lui Israel. Cine sunt bătrânii casei lui Israel? E un nume, gen un nume generic pe care îl găsiți în special la Ezechiel dar și la ceilalți proroci. Pentru clasa conducătoare a națiunii, pentru Îngerul Bisericii, pentru conducători. M-am spus, proroci, preoți și toți ceilalți învățători, teologi, profesori, pastori, administratori, Îngerul Bisericii, care la un moment dat, în timpul lor, dar eu vă spun că vorbesc în timpul nostru, s-au hotărât să le dea tot felul de doze din astea de înțelepciune și de spiritualitate împrumutate, bineînțeles, de la celelalte popoare, din teologia lor, din educația lor, din predicile lor, din materialele lor, din cărțile lor, din ceea ce au rămas ei în întuneric total. Așa au făcut ei, așa facem noi astăzi. Bineînțeles că în momentul în care aduci ipsus din acesta, mult, mult, mult și alb și ei ochiul poporului și avem și aplauzile lor, trebuie să calci în picioare pe scopul etern al lui Dumnezeu, pe razele de lumină care strălucesc din soarele neprihănirii. Calea prin care el va readuce omenirea la unirea omenescului cu Divinul. Și uite, așa s-a uite așa creat o spiritualitate în aceasta, și calea Domnului s-a evaporat au găsit, viața era vibrantă, existau vechi tehnici de rugăciune, obiceiuri pe care Israel le lua, programe de Crăciun, tot felul de întâlniri, tot felul de adunări speciale, toate în numele faptului că avem același Hristos. Era în timpul lor și zic eu că e și în timpul nostru. Și în templul Domnului, la nivelul acesta adânc al inimii umane, ei de fapt au amestecat calea lui Dumnezeu cu idolii bisericilor surori și au fost foarte hotărâți pentru că ei ziceau că țin pasul cu, cu postmodernismul acesta și cu, cu, cu celelalte popoare și că a, 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 trebuie să scăpăm de glasurile acestea ca ale lui Ezechiel și a lui Ieremia și a lui Mica care ne proces numai de rău. Ale sorei White, care ne vorbesc numai de rău, ale grupurilor acestea care vorbesc despre faptul că suntem în cea mai mare tragedie și care văd nelegiurile din mijlocul lui Israel, că tot vorbim despre Ezechiel, Ezechiel 8 și Ezechiel 9. Și ascultați ce se întâmpla cu adevărat în Ierusalim la acel timp. Dar dumneavoastră gândiți-vă ce se întâmplă în Ierusalimul modern, în acest timp. Fiul omului, vezi ce fac ei? Vă rog. Vezi ce fac ei astăzi, în secolul 21, astăzi. Vezi tu marele uriciuni pe care le săvârșește aici casa lui Israel, ca să mă depărteze de sfântul meu locaș. Unirea omenesului cu divinul. Să mă țină în continuare divorțat. Dar vei mai vedea și alte urăciuni, și mai mari. Și mai mari, Doamne. Atunci m-a dus la poarta curții. M-am uitat și iată că era o gaură în perete și mi-a zis fiul omului, ia să tu în peretele asta. Am săpat în zid și iată că era o ușă. Și mi-a zis, intră și vezi urciunile celerele pe care le săvârșesc ei aici. Am intrat și m-am uitat și iată că erau tot felul de chipuri de târătoare și de dobitoace uricioase și toți idolii casei lui Israel zugrăviți pe perete de jur în împrejur. Înaintea acestor idoli, stăteau 70 de oameni din bătrânii casei lui Israel în mijlocul căruia era Iazania, fiul lui Șafan. Fiecare din ei avea o cădelniță în mână și se înălța un or gros de tămâie. O, astăzi nouă ni se pare imposibil, fraților, ca ale și Domnului să se coboară la asemenea nelegiuiri și asemenea adâncime ale fără de legii. Nu se poate să se întâmple nouă așa ceva. Lor da, dar nou, nouă nu. Și eu vă spun că poporului din vremea aceea li se părea foarte imposibil ca bătrânii casei lui Israel să vină cu cădelnița și să, continuă continue înfrumusețarea zidului strâm și aplauzele celorlalte națiuni. Nu le venea să crede că au împrumutat idol din celelalte națiuni și urăciuni din astea, târătoare din acestea, nu le venea să creadă absolut deloc. Ce, l-ascultau pe Ezechiel? Păi da, și Ezechiel de ce le-a văzut? Păi le-a văzut că i-a spus Duhul lui Dumnezeu, vezi, vină încoace, sparge zidul, bagă capul, intră prin mușa asta, vezi ce se întâmplă acolo. Percepția asta adâncă. La puțin oameni din timpul nostru am putut să văd percepția aceasta cu adevărat a ceea ce se întâmplă în poporul lui Dumnezeu. Pentru că ei au primit cu sinceritate solia martorului credincios, care este solia John Swagner. Și de acolo au pornit pe drumul acesta în care s-au trezit cu privire la urăciunile și la zidul strâng și cu același ipsos reprobabil care se pune pe toate tencuielile acestea din mijlocul poporului nostru. Percepția asta este învățată doar de la Duhul lui Dumnezeu și Ezechiel a fost unul dintre ei și eu vă spun că ultima generație vor avea această percepție, această alifie pentru ochi, pentru că cu bucurie au acceptat solia neprihănirii lui Hristos și vor veni la nuntă. Nici în timpul lor nimeni nu bănuia apostazia asta mascată ce ce dospea în inima Ierusalimului. Nici în timpul nostru nimeni nu crede că este o apostazie și că ne-am depărtat și că în mijlocul nostru suntem despărțiți de Dumnezeu și aducem toate paragrafele alea pe care le-am citit și că capitolul 13 este pentru noi și că urciunile și ponegrirea numelui Dumnezeu din capitolul 36 ne aparțin nouă. Când spunem că soluția și vindecarea stă în Ezechiel 36 cu 23, spunem că așa ceva e mistic, așa ceva nu e, da, E ceva mistic. Nu se poate, frate. Ce să fi sfințit în noi sub ochilor? Facem noi sfințirea Doamne, facem noi programe, facem noi în fiecare zi. Ne-am botezat, Doamne, și-am adus slavă și onoare numelui Tău. S-au botezat 30.000 de africani, Doamne, și uite că avem 19 milioane de adventiști. Și ei socoteau toate... Uh, uh, Mesajele din timpul profeților lor, fie vorba și despre Ezechiel, că erau exagerări, că erau mesaje de rău, că erau negativiști, că erau plini de critică și pe deasupra că ei ar fi în slujba Domnului și că spunea voi fi sfințit în voi sub ochilor, componenta cealaltă, al soliei. Și cuvântul Domnului și Duhului Dumnezeu îl, întinde, îl împinge mai departe pe Ezechiel și spune, Fiul omului, vezi ce fac în întuneric bătrânii casei lui Israel acolo, în interiorul inimii lor că tu nu știi. Fiecare nodaia lui plină de chipuri, se vorbea de inima umană, bineînțeles, că ce cei zic, nu ne vede Domnul, a părăsit Domnul țara aceasta. Aceștia, fraților, care locuiau în întuneric, erau oamenii pe care Dumnezeu i-a la cea mai înaltă slujbă, pe scaunul lui Moise, erau preoți, erau conducători, erau proroci. Sunt administratorii noștri de astăzi, sunt păstorii noștri de astăzi, sunt președinții noștri de conferințe, sunt oamenii, sunt oamenii care ne reprezintă. Erau cei mai aleși, erau preferații lui Dumnezeu, erau preferații oamenilor, erau iubiți, erau valoroși, erau apreciați și erau invitați peste tot. De ce oare? Credeți dumneavoastră că Dumnezeu ar alege să-i demaște în chipul acesta oarecum direct, așa pe care o face Domnul? Prin uh, gura lui Ezechiel. De ce uh, ar vedea Duhul lui Dumnezeu cu o astfel de expunere uh, nu prea aduce rezultate de dorit în poporul lui Dumnezeu? Uh, uh, expui conducătorii, deodată, săraci oameni, ce faci cu ei? Și eu vă spun că în lumina neprihănirii lui Hristos și a caracterului său, Dumnezeu nu a lucrat niciodată așa și nu va lucra niciodată așa. Noi nu credem într-un caracter violent. Noi nu credem că Dumnezeu nostru expune oameni și păcate și le punem peste tot, peste tot în public. Eu dacă am văzut la Dumnezeu, am văzut că El mustră, că El ceartă, îndeamnă, încurajează, dar cu, cu delicatețe, frumos, se exprimă, ajută, cu grijă și, și la David și la toți ceilalți oameni al lui Dumnezeu și la poporul lui Dumnezeu sub aspectul personal, totdeauna are grijă ca oamenii aceștia să se ridice, să fie ajutați, chiar dacă era vorba despre oameni cu răspundere în via Domnului. Eu vă întreb de ce totuși procedura aceasta în care Dumnezeul nostru este exprimat în timpul și în generația de atunci și cu mentalitatea de atunci ca un Dumnezeu care expune, care îl pune pe Ezechiel să spune uite ce e cu acești conducători, uite ce se întâmplă cu adevărat, sparge zidul, vine să vezi zidul acesta al lor care este tencuit cu același Ipsos reprobabil. Pentru că ca și ei și noi suntem la răscrucea unor vremuri extrem de importante. Și Domnul le spunea, eu trebuie să mă exprim într-o formă din aceasta în care voi trebuie să înțelegeți ce se întâmplă. De aceea, și cei trei îngeri, fraților, arată niște urmări extrem de grave, sunt niște semnale de alarmă, de aceea noi strigăm: Ce așteptați voi de la ziua Domnului? E nevoie, fraților, să, să, să înțelegem că, așa cum Domnul dezvăluia cu adevărat public, idolatria crasă care se întâmpla între ei, e nevoie și noi să ne dăm seama de idolatria aceasta din Sfânta care se află la vârful lucrării noastre. Trebuie să înțelegem că ea a fost construită pe încăpățânarea aceasta de sute de ani ale casei lui Israel de a sluji lemnului și pietrei și de a merge în calea împăraților lui Israel. Să înțelegem că de ani de zile Duhul lui Dumnezeu a fost alungat și că protecția îngerilor buni și mai ales a celor patru la sfârșitul timpului va fi alungată, că îndurarea a fost alungată era momentul când nimicitorul vrea să-și facă lucrarea așa și atacurile mortale și Dumnezeu încearcă să le spune ce așteptați de la ziua Domnului, ce zid credeți că ați zidit voi, ce ipsos a spus și ce învățături ați spus voi acolo. Vă rog, treziți-vă cu alte cuvinte. Vă rog, expunerea mea nu este pentru ca să vă fac rău, așa cum face și marturul credincios, că ești sărac, nenorăcit, orb și gol. Când vine să vomit, eu vreau să vă spun că dacă arungați îndurarea, nu mai am ce să mai fac. Rolul Duhului Sfânt S-a încheiat, nu mai am cum să mai fac, nu mai am cum să mai mustru, nu mai am cum să mai ajut, nu mai am cum să mai fac absolut nimic. De asta eu stau la ușă și bat. Și aveți nevoie să vă luați deciziile corecte. Ei, în timpul acela, vis-a-vis -vis de paragraful acesta, trebuiau să-și ia deciziile în mod corect cu privire la zidul lor, cu privire la așteptările lor în legătură cu ziua Domnului, în legătură cu templul Domnului și în legătură cu scopul templului. Și Dumnezeu era obligat, cum este obligat în continuare, să le respecte decizia lor. Dar trebuie să aibă față în față care este calea împăraților lui Dumnezeu, care este calea împăraților și care este calea lui Dumnezeu. De asta rolul lui Ezechiel a fost să expune aceste nelegiuiri care erau făcute în întuneric în casa lui Israel, că nu erau făcute la lumină. Din păcate vreau să vă spun că Poporul din vremea lui Ezechiel nu au crezut așa ceva și nu au dat crezare sfaturilor pe care le-a spus Ezechiel. Eu vreau să vă spun că poporul din timpul nostru nu crede nici astăzi de sfaturile pe care le primim prin Ezechiel al nostru. De solia pe care o primim, de solie care are și componente de mustrare și de ceea ce n-am primit și de vindecare. La ceea ce ne-am primit, spunem că am primit. Iar la ceea ce ne, ne spune că trebuie să fie vindecat, spune că deja suntem vindecați. La ceea ce ni se spune că suntem goi, noi spunem că avem. La ceea ce ni se spune că nu avem Duhul Sfânt, noi spunem că deja îl avem, la botez. E în întuneric și tu nu știi. Lor li se părea absolut imposibil ca preoții lor să fie eronați la subiectele principale și la slujbele din cadrul templului Domnului. Dar noi, dar noi, oare ni se pare imposibil ca clasa noastră de conducător să fie eronată cu privire la scopul etern al lui Dumnezeu? Și mare majoritatea au ales să rămână cu varianta oficială. Și cu ce spun conducătorii noștri. Nu cu niște rău intenționași, cu niște critici care cred ei că au descoperit și au adus. Ia vedeți dumneavoastră că e aceeași linie a căii Domnului care totdeauna a fost uitată și părăsită. Și într-adevăr, la scurtă vreme noi putem să vedem cum țara a ajuns într-o ruină jalnică. S-au dus în Babilon. Biserica de astăzi se apropie cu pași, repez de faimoasa nuntă din Apocalips capitolul 19. Noi trăim în mijlocul finalelor, momentelor finale ale marii controverse fraților și de data aceasta eu cred că amăgirile vor fi mult mai rafinate, mult mai, mai persistente și mai deosebite în mijlocul nostru. Eu cred că atacul diavolului va veni cu cea mai mare forță pentru că prin definiție la sfârșitul timpului el va veni cu tot ce se poate mai mult pentru că știe că vine nunta mielului. Și același scop, același scop îi va rămâne lui Satan în minte. Depărtați-l de Sfântul lui Locaș. Nu lăsați Duhul Sfânt să se întoarcă în templu inimii, nu lăsați ca sistemul de operare să vă fie instalat. Fugiți de această nuntă a mielului, spuneți că ați primit solia, opuneți-vă pe toate căile, lăsați opoziția, rămâneți cu zidul vostru, e frumos, e plăcut, vă dă, vă dă mântuire, e cea mai frumoasă biserică, avem cele mai frumoase coruși, cele mai frumoase biserici, avem educație, cultură, nu rămâneți pe drumuri cu sfaturile acestor Izolaționisti și acești negativiști. Nu rămâneți cu așa ceva. Dar în spate eu vă spun că există o singură țintă. Să-L depărtăm pe Dumnezeu de locașul Lui Cel Sfânt. Eu zic că trăim ultimile zile de har și e nevoie de ultimul, ultima solie de har. Și acum Duhul lui Dumnezeu încă apelează la noi și încă ne roagă frumos să înțelegem situația în care ne aflăm și ne spune să ne întoarcem de la spiritismul acesta deghizat care se desfășoare în Sfânta acolo unde poporul cere celui așezat pe tronul din Sfânta, dă Duhul tău. Să mergem dincolo de părda, să ne punem încrederea în Marea Zia Ispășirii pentru cei vii. E nevoie să ne întoarcem de la taina fără de legii și să ne ațintim privirile către taina evabrii. E nevoie să terminăm cu acest zid al rușinii, te încuit cu același ipsos reprobabil. E nevoie să acceptăm solia îngerului al treilea. Așa că mesajul meu este, totul este gata, poftiți la nuntă.